Pavel Bartoș are cu ce se mândri. A filmat zilele trecute primul său scurtmetraj, un film pe care l-a scris, regizat și produs. E vorba de o comedie cu o distribuție de invidiat și chiar vreau să vă invit și pe dumneavoastră acum, chiar pe platourile de filmare, ca să vedeți cum a fost la filmări. Masa mirilor, aici vreau să fie, știi că e nuntă dintre aia în care la masa mirilor e mare fală și aici voi așteptați. Pavel a fost implicat total pe platourile de filmare, dădea indicații, privea cu atenție compoziția fiecărui cadru și nu scăpa din vedere niciun amănunt, cât de mic. E pentru prima dată când ești regizor, nu? Da, e prima oară și am mari emoții. Da, îmi place enorm de mult, vreau să recunosc, deși este foarte greu, adică dacă aș fi știut, nu știu dacă m-aș fi apucat, dar acum nu-mi pare rău că m-am apucat. Și începe să mi se facă poftă, cum ar veni. Una e să fii actor, una e să fii regizor și producător în același timp, pentru că trebuie să te ocupi de tot, de chiar, de absolut tot, jur. Mâncare, recuzită, cafea, cum să zic eu, costume, tot, absolut tot. Povestește-mi puțin despre ce este vorba. Aoleu, da, am să vă spun, filmul se numește Romanian Tradition, e o tradiție românească, întâmplarea este la o nuntă, nu vă spun mai multe pentru că vreau să vedeți filmul, dar este o pățanie, vorba aia, de ținut minte. Secvențele 6 și 7, cadrul 1 tras 2. Ai văzut o nuntă așa mare? Hei, unde ești cu camera? Vezi, filmezi, vezi? Iată, neamțule, nu mă interesează să ții așa, mă interesează să-i duci așa. Hai, regizorul Bartoș a avut noroc să lucreze cu actori de 10, Adrian Titieni, Elvira Deatcu, Cătălin Neamțo, Alexandru Papadopol, Alexandru Ion, Vlad Purdel și Alina Berzunțeanu. E un film foarte frumos, e o comedie, normal, și încercăm să ne facem rolurile cât mai bine. Eu sunt un preot, deci e clar că este un preot cu Adidas, mă rog, cu pantofi sport. Un preot cool. Da, un preot cool, da, și garanția că este o comedie în felul ăsta. Da. Părintele, importante, părintele de aici, de la, știu că nu aveți voie să fiți filmați, că da. Spuneți-mi, cât merge în mormântare? Cât merge? Da. Nu știu, depinde de cine a murit, cum ar veni. Vine la pachet cu feștanie, sfeștanie sau? Vine la pachet cu sfeștanie, depinde. Acum la 1000 de euro în sus, dacă e persoană importantă. Dar ce, e nuntă bună, e nuntă sigură? E nuntă bună, m-a întrebat acum cineva unde-i cu nuna mamaie, în curte sau la biserică? Și a zis în curte și a zis, păi veniți și noi să ne uităm. Păi veniți. Hai, Doamne ajută, mă duc să-i aduc în coace. Gata, mai exofrisit, gata? Nu, dacă ne puteți da o binecuvântare, n-ar fi rău. Doamne ajută, Doamne ajută, guarda e Vinci. Niente abonati, niente campionati, andiamo ragazzi. Spune-mi ce rol joci. Sunt soacra mică. Soapă, după cum o vezi, îmbrăcată făcăleț în toată verde. Și mireasa are verde, și casa e verde, și soțul are cravată verde. Deci sunt, mie mi se pie ceva îngrozitor, nici mă pot uita la mine. Spuneți-mi ce rol jucați. Socru mic, respectiv socru mare. Da, socru mic și pretențiile sunt de socru mare pentru că el a investit și a organizat totul. Păi nu veniți că dacă ăsta fuge și voi mâncați. Să mori după filmul ăsta, devine organizator de nunți. Da.